povestiți-ne câteva din ultimele clipe de la mari oameni îmbunătățiți care i-ați cunoscut. Am cunoscut oameni sfinți, dar eu n-am făcut niciodată ce-au făcut ei. Nici un bine n-am pe față pământ. Dar ei da, ziceți noastră. Da. Au avut, că i-am cunoscut. Dar i-ați condus la ultima clipă, adică în ultima clipă ați fost lângă ei. Spuneți-ne câteva cazuri. Eu am trăit în munți 9 ani și 7 luni, că am fost arestat de comuniști, de atâtea uși am trăit. Numai un ghec pădurar, eu știu de mine, Max în Dumbrava, Dumnezeu să-l odihnească. M-a dus în munții domeniului Coroane, care a fost acuțele. Era protecție de vânătoare, atâta ușărie era acolo. Șerbării și mistreți și lup și vulși. Dar am avut mare liniște, că el mi-a urțat la făcut boldei cu fișorul lui, cu Ilarion. Sara cu Ilarion trăiește. A fost pe aici în vară. Da, tatul Dumnezeu să-l odihnească. Venea odată, cam la o lună, ne aducem un rupzac de cartofi. Dar cu frică mare, că fotografia mea era la toate podul de miliție din Bucovina, dată ca să mă prindă, că nu știu, că am dispărut din fața la 8 mănăstiri care le avem pe capul meu. Că avem și Săhățleata și Țila și Rarău și Cămărdane și Vărata și două mănăstiri din Maici, Vatra, Moldoviță și Râșca. Aproape 11 ani am fost cu aceste mănăstiri. Și am plecat în creierii munților. Și acolo cu mila preasfinte am dus lipsă, dar am avut timp de rugăciune. Eram slăbit, dacă ne duceau o cartofă, nu mă lansam una pe zi. Mă găseam în burete, o urzică, nu știu ce. Ne mai ducea săracul teorectă un săculiu de pâine uscat, cu muie în coa părăciu. Știe mila, domnul Piune Antrei. Dar am avut timp de liniște și de rugăciune. Dar am mai scris niște cărți care eu ziceam automat pe lupincât. Dar ce câștigă omul în singurătate? Ce câștigă? Du-te acolo și că ne-i stau un an de zile acolo, ai să vezi ce câștigi. Dar asta ai răbdare, că dacă nu ai răbdare și te-ai legat de un copac cam mic, îți mulge rădăcine și te duci cu tău cu dânsul. Dar poate să stea omul în singurătate? Poate să stea, puțin după renostat. Păi la noi, la oraș, dacă stai o oră singur și nebunești. Ai văzut pe Sfântul Marcu, de la muntele Francesc, din Abisinia, când era prigoana așa mare pe timpul lui Deciu, i-a prins pe doi tineri. După ce i-a tenuit tare, i-a uns cu mere de albin și i-a dat niște, într-o stupină. A avut câtă durere avea, că vine și îi înțăpa. Și unul din ei, când s-a făcut sara, a sărit în apă. Era mare apă. Aici a fost Sfântul Marcu. Și unul a murit îndată, nu știu, a ajuns o treabă. Și-a fugit pe-o scândură, a luat o scândură și l-a scos mă la mare. Și-a dus la muntele Francesc, într-o pustie mare. Unde a găsit o peșteră cu era peste 1000 de drahme, o peșteră avea pe 30 de metri. Și-a mâncat 30 de ani pământ. Și-a băut apă din marea. Și când l-a trimis Îngerul Domnului pe Sfântul Serapion, că el îi găsea pe Sfânt, el l-a găsit și pe Sfântul Onuf de cel Mare, pe mult, Petru Antonitul, și încă nu știți unde stă stâlpul lumii și lumina lumii, că nu știți niciunul. Ia Sfintele Taine și du-te că ne-am muncă. Avea 138 de ani și-l găsește. Unde să-l găsesc? Aici au găsit mai mulți. La muntele Francesc în Abisinia. Și el a luat niște bob fert la dânsul, ca să aibă când a murit Evo în Facebook. Și a luat Sfintele Taine și a dus în Alexandria și i-a spus în Alexandria. Nu te duce pe timon, că sunt lei mulți și e greu. Eu înapoi cu vaporul și merg pe Marea Roșie. Și întreabă niște parte, vine muntele Frașii. S-a dus săracul și când a trecut de Marea Roșie, pe Marea Roșie, era un Francesc din coașe vin din muntele Francesc. Era încă departe de mare. S-a dat jos acolo și s-a dus și nu știa încotru și a ieșit o șiută, o șerboică, țapănă de lapte, că-i mâncat iar le pui. Și el gătit de bobă, nu mai avea, murea de foame. Și i-a auzit un glas. E, sofronie, ieși, du-te și suge la
la Jerboica cei, că merge cu dânsa. De trei ori se mână suge la dânsa. Și merge cu dânsa. Și l-au condus aceia aproape 10 zile, până la muntele Frașez. Și când o ajuns noaptea, e o țări s-o dus în munte. El a văzut la mediul nostru o lumină mare, se vedea pe o munte, măi și s-o aprinsă. Și au dus-o în glas, acolo e Marcu, acolo e Sfântul Marcu. Când s-o dus acolo, l-o găsit pe acela la rugăciune, strălucea fața ca soarele și mânele ca niște făclii de foc, dar era tot numai păr, blană ca de urs pe el. Și s-o spărie când l-o văzut. Barba era de nu știu câți metri și părul atâta metri în urmă. Și când o dat mânele în jos, aici zice, nu te teme că om sunt. Și n-am văzut față de om de 95 de ani. Fără pe tine acum, de când era acum. Și când o ridica mânele, s-o făcut lumină. Zice, ți-a spus îngerul să aduci prea curatele taine. Da, mai am trei zile și merg la cer. Și te-a trimis îngerul Domnul să stai cu mine, să mă petrești. Pe l-o împărtășit, i-a spus, Sfinte Părinte, cum ai petrecut aici? El a spus viața lui. 30 de ani am mâncat pământ și am băut apă, că nu găsăm viață, că muntul de piatră. Nu găsăm nici pământ, numai piatră. Dar zice, după aceea ne-o trimis Dumnezeu un înger, care mi-a duce hrană în fiecare zi. Și stând de vorba așa, o zis Sfântul Marcu, pune frate masă, numai și vede o masă frumoasă. Și pe masă era două pâini curate, două pahare cu vin. Blagoslovește, Doamne, masă, o văzut o mână nevăzut. Ce ca frate pentru osteneala ta, până amând ne aduce îngerul o pâine și un pahar. O adus 20 pentru tine, că-i vine, el ne-a întoarce la mănăstirea, s-a dus la Ierusalim, atâtea mii de kilometri, s-a dus cu sfatul îngerului. Și când am gustat din pâinea aceea, nu știu câtă bunătate avea și din vinul seama. După aceea, o dat Sfântul Marcu, strânge frate, frate masă, nu mai văzut masă, îngerul, slujeam, îngerul. Și-o întreba Sfântul Marcu, frate, sărea pe oameni. Ai venit aici a duci Sfintele Taine. Eu mâine, dacă ajută mine la Domnul, mă voi împărtăși. Să nu te tem că înapoi n-ai să te mai duci cu vărstănia la care ai venit. Cu altcep te vei duci. Dar te întreb, mai sunt oameni în lumea asta, după cuvântul Evangheliei de vieță, avea grăunt decât o credință, decât un grăunt de multan. Ca o sământă de ceapă. Vezi, zice muntelul acesta, ridică-te de aici. Aruncă mare și muntele au crezut că îi spune lui. Muntele era mare, de 10 km, a început cu tremur mare și muntele au pornit și au mers în Marea Roșie 5.000 de metri, 5 km. Și atunci au stat Sfântul, stai munte, nu ți-am spus ție să te duci în mare. Am întrebat pe fratele, vine înapoi la locul tău și au venit muntele. Și atunci ei s-au căzut cu fața la pămâre de frică. Cum n-ai văzut de ăștia? Dar cum Evanghelia lui Iisus poate mințească? N-ai văzut oameni să munte munte cu rugăciune. A fost degeaba trăiește creștinismul. Dacă n-au semnele minunilor lui Hristos. Și atunci eu spus el, viața lui. Câte ispite de vede în peștera, dar o peștă de 20-30 de metri. Era 1000 de dragi că n-am văzut. Era? 1000 de dragi era în peștere, că nu-o vinț el. Și eu am venit tot numai rând, că am scăpat, că trebuie să mă omoare de Buludești. Și a mai fost cu un tânăr așa românii și am sărit pe o scândură și aici m-au adus la Marea Roșie. Eu spus chinul lui, marea prigoană de la 250. Ei! Și-o zis Sfântul Marcu, să stai aici, că eu plec la cer pe ce 30. S-o spăvăduit când s-o împărtășit, dar era blană de urs pe el. Și nu te teme. Hainele cu care am plecat din Atena, că din Atena era că... În câțiva ani s-a rupt, dar de ce n-ai de aici la mână și la picioare? Cât mă stați, drașe,
să mă dea în mare. Și când vreți mă dea în mare, eu strigam, Doamne, nu mă lasă, mă trezăm iar la pierd. Și am prins de cetre, am prins de rădășini, că n-avea de aici nici la mână, nici la cișoare. De ce n-am de aici? Iară blana asta a crescut-o Dumnezeu pe mine, să înțăie iarna de frig și vara să înțăie umbră. Asta îmi face mare bine, ne-a făcut Dumnezeu. Părul era de câțiva metri, unul pe ca fiarele așa, cu blana? Cu blana, pe aia asta mi-a fost ideea. Era o mireasmă în jurul lui. Cine poate spune? Și atunci au zis, strânge frate masa și o mână nevăzută strâns masa. Și a fost împărtășit a doua. Când s-a împărtășit, a strălucit fața lui ca soare și s-a auzit cântând îngerii. Și a zis, frate, el a zis, părinte, dă-mi voie să rămână în peștera ta, nu. Trebuie să te duci înapoi și să spui merita mea viață la oameni. Zice, să nu te temi. Și dar dă-mi voie să iei o pățitică din moaștele tale. Atâta îți dau voie să iei. Un păr din barbă. Un părul avea 45 metri, au dus-o în bățișor și l-au dat, atâta ai voie să iei. Și moaștele mele să rămâi în peștere, unde m-am nevoit și a slujit lui Dumnezeu. Avea 138 de ani acum și 95 de ani avea de când era acolo. N-au văzut față de unul. Și atunci au spus, dar ce, cum să vă mormântez? N-ai tu grijă de eu, că cum mă duc eu la șer, vin 2 lei, nu te tem de dânsă. Acolo în peșteră se prezintă 2 lei? 2 lei vin, să nu te tem de ei, că ia să mă îngroape. Tu lasă-mă aici, unde mă. Și când au dat așa, când au dat sufletul, când au văzut atâta îngeri au venit, s-au deschis șerul, și era o lumină până la cer și au auzit glasul Mântuitorului. Aduceți mie pe vasul alegerii din pustie, pe Ava Marcu, adevăratul meu ucenic. Și când s-a închis cerul, nu l-am mai văzut. Și au venit 2 lei și au spus, nu te temi, lei au venit și-i sărutat picioare. Și el l-a dus în peștere și au venit lei și au adus leste de piatră, că era gura peșterii mare. Și-o astăpat tătă gura peștere, lei, l-a îngropat. După ce-o astăpat, i-o lins fișoarele lui Avatariateu și s-a dus în pus. Reușește să împace cu ligioanele. He, păi acolo era Duhul Sfânt. Și numai vede că vine un bou cu aripi, cu șăpii, el cacao, dar cu aripi. Și aude un glas, Avatariateu, oane, suite pe mine. Ulo nu mai părul ce era din barbă, atât de eu da voie, nu iei mai mult. Ava s-a dat pe oane, suite pe mine. S-a suit. Și când l-a suit pe boul ce era, și fă semnul Sfintei Cruci, i-a dus boul. În 10 minute, atâtea mii de kilometri l-a dus la Sfântul Sava. Și s-a făcut nevântul. Uvită un înger în timp de boul, l-a dus, dar n-a știut de viața lui. Așa era creștin, mă, nu noi. Eu dorm mult, mănânc mult, am pot regal. N-am nimic bun. Nu mă răutăța. Păi da, în pustie cât a stat? Eu am pot regal. În pustie cât a stat? Da, mâncam și acolo, dormeam mult. Nu făceam nimic bun. Dar, părinte Arimandri, dacă omul trebuie să fie cu gândul la moarte tot timpul, da, unde mai rămâne fericirea de a trăi? Da? Întrebare. Întreb și eu, îi scozesc ca părintele Ioanice. Da, în rai asta lecție da mi-a dus la Adam. Să aduc aminte de moaște, să nu greșească. I-a spus lui prim-ministru, te gândești la moarte? Apoi zice, de ce i-am venit? Că 3 ore jumate am văzut metropolitul, ai fost inspirat. Când i-am spus de Movilești, cum a făcut o cevită, de ceva cel mare, m-aș familia Mușatinu, i-am spus de Vasile Lupu, cum a cumpărat moartele de la Tușa, uite, le aveam cu tare. Ia ca și făceau domne. Își făceau mănăstiri, morminte în mănăstiri și spomeniți de sute de ani în memoria pe poporul român și a bisericii rămân în viață. Păi noi în ultimii 50 de ani mai mult am dărâmat biserici. Da. În ultimii 50 de ani. Fiecare ar să iei plată cum au făcut. Păi acum ar fi cazul să construim.
A, băi, care poate construi? Păi, sunt bani, nu prea sunt bani. Da, de unde, mă? Aici e viață de opt, aici nu se mănâncă carne de 450 de ani. Aici eu pun o masă și o biserică, n-ai voie să ai 5 bani asta, tot merg la casa biserică. Vorbiți-ne aici... puțin despre poftă. Poftă? Pofta e de la draș. Toată pofta? Toată, numai pofta așa duhovnicească. Așa e bun. Și el de tăte pofte de trupul, la drașul, care îl duce pe o mânghienă. O pofte să mănânce din poft și tot duce. Iată neamul omenesc. Și cum poate să lupte omul contra poftelor? Păi moartea! 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 Mor! Și unde mă duc, măi? Unde mă duc, măi? Cine a rămas aici? A rămas careva. Ai văzut Alexandru Macedon? O condu... Când țări conduce pe atunci. Și când îl îngropază și îl face, se creu cu două găuri. Și a lăsat mânele goale afară. M-a îngropat, dar mânele afară. Goale? Nu, cumva să pune să mănânce. El a fost filosof. Vreau să arăt la toată lumea, eu care a condus atâtea țări și atâtea războaie, mă duc în groapă cu mânele goale! Ca să știe tăți. Că filosofia e cea mai înaltă, i-a mort. Mânca varaia ăsta, mă. Ce-a venit la om putrigaie așa? Ce-a venit? Părinte, ai stăt ăla cu șeful, cu cazarea, cu camere. Ei de aici dure niște camere să culi, să doarmă. Înțelegi. Păi da, ne îndemnați acum să ne culcăm, tocmai acum când trebuie să ne înduhovnicim. Stăm și noi lângă dumneavoastră să... Ce să înduhovnicești la un putrigaie? Păi măcar, păi să devenim și noi putregai. Eu îl hârb legat cu sârbă, băi, putrigai, băi, mă cheamă moșul putrigai, moșul putrigai. Dar vreți să vă mai întoarceți în pustie? Nu, acolo, în munții Stânișoara. Da, m-aș duce să mor, dar nu mai pot. Pe ce vă împiedică? Am văzut picioare, nu mai am să văd de la genunchi. Păi vă duce cu mașina, cu tractorul. Acolo nu merg mașină, nu de ce. De când lumea... Nu ajung acolo? Câte lumea și pământul, nu mai pot intra mașina. Dar nu v-a fost frică de fiare acolo? A, fiare, cele mai buni tovarăși au fost. Moșul Martin vine, dacă avem o cartoapă uscată, care o ars, n-am o mâncat linge la gură, se miedă, n-am, uite atâta. Dar paseri? Da. Paseri? Paseri erau pașerea în plășev din noapte. Care nu văd ziua. Era... Ce fel de pasăre? Buga! Atâta de înalt. Albăstrie cu galben. Are coc și atâta când e miezul nopți. Ce de ziua nu văd. Și cum face? Atâta face. Atâta. Este babita mai mare ca e. Asta cum face? Asta bate ca câine pe vârful strânșilor. Și pe vârful bradă, tot la mea de noapte, într-o vară. Hop! Hop, 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 hop! Hop! Hop, 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 hop! Și ne aude, uite, bă, s-o sui de racocul și bate ca crâng. Babița-i asta? Asta-i babița, și apoi este sitarul. Sitarul? Cum face? Sitarul, săracul, e o pasăre cu coada scurtă, galbă. El așa cântă cum plâng copiii că ne scaldă. Atâta se tare. Dar și bărbățelul și femeanul? Da, chițoranul. Aici tate bagă, tate bagă. Cum face el? Numai noaptea, te nu văd ziua, că noaptea în puterea. Face, ia, grozav. Dar nu te înspăimântă asta când faci așa? Nu, că eram tovarăși cu ei și eu eram salvat, e ca să dea. Da. Și alte paseri mai erau? Este purcelul de noapte. Voi nu știți... Purcelul de noapte? Așa la mai mare o leacă ca corbul, zboară pentru braz noaptea. Și face go, 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 vit, go, vit, go, 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 vit, go, vit. Cum fac purcei când îți mai... Așa e purcelul de noapte. Și apoi este pupuza de noapte, cântă numai luna lui iunie, iulie și august, tot la mediul nostru.
Că nu știu dacă am trăit cu ei. Dar aveau frică de dumneavoastră sau se apropiau? Da, păi și ești frică să aibă de un putrigă. Păi și atunci erați putregai? Da. Și atunci erați tânăr, câți ani aveți? Putrigai și atunci și acum tot așa. Și apoi se ungurezi, frăcăi, codrilor. Cuhurezi? I-am văzut și la nouă, la Brașov, la grădină, dar i-am văzut acolo, în pădure. Ei ești ca merg cu coc, sunt mai mici ca buha, mai mici, e altă tasă. Și ei când cântă ciu, e grozav. Dar unul cântă pe mândrița și unul răspunde de nicul. Face uuuu! Și pe urmă de ce de-a repede așa. Uuuu! Dă peste capul. Și alaltă răspunde, flăcă e codem. Te-ați hucurez? Dar acolo ce mâncați acolo? Că dacă n-aveați ce să mâncați, ce mâncați? V-am spus că vine păduran, când din când ne aduce un zumzac de cartofi. Asta ne aduce și o lea de pâine uscat. Și era dat fotografia mea pe la toate posturile, că am fugit din fața la o mănăstire. Atât am spune, mă chema la secuțate, nu mai predica. Nu mai predica, n-aveam nici acuție. Și la Falticeni, și la Suceava, și la Târgu Neamțului. Dacă n-am fost arestat la voi în București, la mănăstirea Pasăre. M-a dus la afumat, eram cu ușinicul meu, cu Arsenie Papașov și un duh în care l-am făcut eu preot, că lucrurile la Tegi. Mergem acum acolo. Ce să-i spunem de la dumneavoastră? Să roage pentru mine păcătosul. Acum mergem la Atechirghiol, de aici. Da, el acolo are și el 80 de ani cu barba, ce e, mă? O stași cu mine mult, câțiva ani, s-a îmbolnăvit el. E fiul de domnul din jertul el, omite. Fratele său fă general. Dar stați, părinte, stați că eu sunt iscoditor ca părinte Ioanichie, nu? Nu pot să vă las slobod așa deodată. Da. Când venea iarna acolo, ce făceați? Iarna, în munții Stănișoare acolo. Mai degrabă tremur tu de frig în București decât eu acolo. Păi noi chiar am tremurat de frig în București. Ne-au făcut bordeiul 4 metri așa și 4 așa. S-au pus două furci în fundul bordeiului, Două? Furci. Furci. Da, groasă de stela. S-au pus două bâne și pe ei au pus bâne de fac. Și pe bânele de fac au luat foltăi de brad. Știi, mi-a ta ce-i foltăi de brad? Nu, foltăi de brad. Foltăi de brad, coajă de brad. Coajă de brad. Dar nu de pe acolo, brad, bine, știi, nu. Așa e în loc de cartofi. Au pus foltăi de brad și pe foltăi au turnat pâine, asta au turnat pământ de 3 metri grosimea. Și deasupra o tămâna brad mărunt. Și-au pus frunzării câte lumea și-au pus deire de braț. Treceai peste mine de 1000 de ori, nu știi că acolo dâmbuceala este o jovină. Și crezi că aveam casă, băruiete, curs. Dar nu era zăpada mare? Bă, poate să fie, mă, în bordei când făceam focul numai noaptea, că ziua fumul de vulgă. Avem o leacă pentru război. Făceam o leacă de foc. Dacă se încălză odată în bordei noaptea, 3-4 zile nu mai era fric. Când pământul e cald. Și veneau fiarele pe acolo? Avem o ușă de... ușa dacă era de jumătate de metru, îmbrăcată cu muș verde. Și acolo era mii de pietre cu muș verde. O meu om ușa aici, o piatră, ce niște cuceată așa, e ceva. Așa, trei mai băieți. Dar diavolul s-a prezentat? Zice, Sfântul Părinte, nu povestea de tare. Dacă te-a spune de ce ai faci cruce, ai fugit cu tăcoparate. Păi ce v-a spus cineva? Ce v-a spus cineva? Nu mă trem. Păi așa pentru noi, ca să înțelegem mai exact. Da, da, du-te acolo și pune pe poștă rugăciune, că te întâlnești cu dânsul. Păi eu dacă mă duc pe aici, la 10 metri de chilia noastră și... Da, da. Cum să ieșim noi? Deci Sfântul Părinte nu poveste. Eu v-am poveste de păstă, de bărde, dar mai mult nu povestim. Că dacă v-aș spune și păstări pe acolo, așa puțin numai. Ai face cruci și ai fuge cu tăcoparate. Așa puțin numai. Nu. C-
Credeți că nu-i folositor ca să știe omul despre, despre demon, cum se întâmplă? Eu ascult de Sfinte Părinți să nu povestesc de trebuie ta. Așa, mă. Eu ce făceam acolo două ne, mâncam bine, mă plimbam noaptea, ziua, n-am făcut nimic bun nici acolo. Și acum aici în mănăstire față de acolo? Tot de acolo. Păi e alt confort. Da, tot așa, nu fac nimic bun, numai rău, mănânc, dorm, beau și sunt putrigai. Unii vedeți, spune, este unul, o cheamă, moșu putrigai, moșu putrigai, mă. Așa o cheamă. Na, Părinte Clopă. Mâna, Părinte. Da, știi, să faci cruce. Ia fă cruce. Ia că ai știut. Știi și tatăl nostru. A venit o liceu din el, de unul de aici care vine din Tătiu, din Bulgaria, vine din Grecia. Cu 160 de studenți, 3 profesori cu cruci la gât. Și când a zis, băi copii, știi tatăl nostru, știți cred, știți ce ne dăți porunci, știți psalmul ce ne dăți. Da, m-a uimit o conferință de 6 ani de la grădiniță. Era cu mama, adică cu sora mamii, ea ascultă și pe asta. Și el ne-a spus, tăți, copilite, cum le cheamă, Magdalena, mata știi rugăciune, care rugăciune? Știi tatăl, știu și credul, ia de credul, m-am speriat, o copilită de 6 ani. Știa grădă. Crezul? Cred într-unul Dumnezeu! Tatăl la totuitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiulul Dumnezeu care din Tatăl s-a născut mănânii de toți veci, m-am cremenit. O tată, vezi, și Dani a spus, mătușa asta care era sorul cu mă, mama este scoală dimineața, stă la rugăciune câte 2-3 ceasuri, e psaltirea ceasului. Are doi mai mici, una măsa, mai măsa. Are doi mai mici și una mai mare. Și tot cu dânsa la rugăciune. Dragă mame, ia de țeamă și unde. Ia nu cred, ia nu. Adică mare. Copilul face ce face mama. Mama, cea mai bună educatoare de religie în familie e mama. Prima în orice caz. Da, mama! El a purtat în pânce 9 luni, el a născut cu dureri, el a purtat în brață 2 ani, eu sunt pieptă, ea este datoare să-l hrănească întâi cu cuvântul Dumnezeu. Când începea gânguri, a vorbit tatăl nostru, nu altceva. Și voi, tată, să nu numiți pe pământ Hristos. Că unul este tatăl vostru din cerul. Cum înțelegeți voi așa? N-ar mai trebui să decât tată băieță. Dar cum înțelegeți voi cuvântul? Au și știi la Grigore Palama. Ia de la prorocul Ezechiel, Doamne, Tu zidești Duhul omului într-un zemestire. Când am preunat sotul cu studia Duhul Dumnezeu devine, trimite sufletul. Și cu puterea lui se face zemestirea și sufletul omului, Duhul. Și așa e adevărat, tată, că ne-au zidit în pângerii mamei noastre, pe tot fața pământului. Deci, zice, voi tată să numiți, că unu-i tatăl. Adevăratul tată care ne-a zădit când eram la zămiții. Când am amestecat să mântă bărbatul cu sânjile femei. El a făcut asta, că altfel n-ar fi suflet. N-ar fi om dacă nu era zămițirea lui Dumnezeu. Așa numim pe Dumnezeu, tată, de când ne-am zămițit. Părinte, încă o întrebare ca să putem să plecăm și noi. Te zice, eu șmecerii și așa. Păi, oamenii așa acum sunt cam resemnați că au văzut că tot comuniștii au venit la putere. Da. Ce cuvânt de folos dați la, că eu duc cuvântul ăsta îl duc în oraș, la oamenii ăștia resemnați, dezamăgiți așa, că au pierdut libertatea din nou. Ce să le zic eu, ce le ziceți dumneavoastră, ce le transmiteți lor? Bă! Răbdare, 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 răbdare. Și când apare că-i gătit-o eu de la capăt. Și ia, răbdare, 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 răbdare. Și când apare că-i gătit-o eu de la capăt. Și ia, răbdare, 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 răbdare. Asta e sfatul celui mai mare de oameni din țara noastră, Vicentie Mălău, mi-a fost un... Vicentie? E, care a fost sfânt, Mălău. De la Secu? Da, bă, de la Secu. Acolo-s moaștele.
Da, moartea de a fura mânele lui Serafim Oanjel, un deacon, că mirosă ca crim, tot de de pomană și mânca la apul soare, de-a fost duhovnic. Dar eu n-am de lucru, mă călugăris în anul ăsta, în 37, eram cu Clemen Popovici. Am vrut să iei ultimul sac, când Vasile Lăzărescu a făcut șere la Sfântul Sinod, să-i trimată cei mai buni duhovnici din Moldova să organizeze mănăstiri puțin din Maria Tereza de Ungu. El o măr de la noi, măr doi care strat, bobă, nectare, pentru ei de la secul mai mult, și el a fost primul cel mai mare. Ne-am dus în ei ultimul sac. Deci, taică, păi, dată-ne ultimul sac, că de-am unul m-am mai văzut. El a plecat în Sfântul Munte cu tatăl din secul, Teofan. Când era de 7 ani și a trăit în Sfântul Munte 30 de ani. Când a venit o postare la secul, a avut duhovnă la Agat. Aici era cu vina. Atâta era în chilele, o pernă de paie sub cap și o saltă de paie. Și pe sală era o bibliotecă cu cărți. Când ne-am dus să cerem ultimul sat, mai Vicente, mă rog, cine ai stat? Așa o dragul tate, tot de de pământ. Mi-a la biserică, a fost o panace de ei, de-a dus două sticle de mere de albini și un colășel și 40 de lei, cum era atunci. O tăie cu roacă, ne-o da nii, jumătate, 20, câte o sticle de mere. Și pe urmă, când i-am cerut sfatul, era o mânăsta lui, parcă îl văd, epitafie. Ia ca ultimul sfat de la Popa Vicente, răbdare, 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 răbdare. Și când s-a părut matare, că-i gătit de eu de la cap. Și ea, răbdare, 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 și ea, dar eu n-am de lucru. Și ăla nu o dă nică, dar până când părinte. Nu până la prășut. Că nu duce Evanghelia așa. Și ne va răbda până în sfârșit. Așa lasă-mă întâi, nu până la prășit. Nu până la prășit? Nu, până la sfârșit. Da, așa l-am dat. Sfântul Acace, de la Sfântul Ioan Scăraru, a căzut ucenic la un bățân care îl bătea de 7 ori pe zi. Și 9 ani de zile a stat ucenic la el. Când la așa la bățân nu stătea ucenic cu unul nici o săptămână, pe tot îi bătea. Era plin firii foarte iubit. Și numai la 9 ani a murit Sfântul Acace. Auzi Sfântul Ioan Scăraru conduce 20.000 de sihastări la Mântărițenai, că am fost acolo. Deci ucenicul cel care era dar astea bătăi de la bătrânul și la altul a murit. S-o duc la el, părinte, unde-i Acace? Da, a murit la bun. Unul îngropat, ia acolo și miti. Hai să-mi arată. O mărs. Și pus să-l crucii. Deci când a murit, bă, 3-4 luni unul. Dar Sfântul Ioan Scărară duce la crucea lui. Acace, Ibrea, ai murit? N-a murit! Ascultătorul niciodată nu moare. Ce-ai spus că a murit, părinte? Ai văzut că n-a murit? Vai de mine, crimă am făcut. Crimă am făcut. Crimă am făcut. Dă-mi voie să fac o colibă lângă el, să cede iertare până la moarte. Eu l-am bătut de atâtea ori pe tău. El nu zice că nu mai cere iertare. Fă! Și-a făcut o colibă lângă el. Iartă-mă, Acace, că te-am bătut de atâtea mii de ori. S-a ratat Sfântul numai cu 40 de zile înainte de a muri el, că numai una nu o trebuie bătut. Părinte, simte-ți în mânele tale, care m-a bătut de atâtea ori. Că de toate bătăile am tot cununi aparte. Și sfințeia ta, fiindcă m-ai bătut, mă rog la Mântuitorul să nu te duci în ea. Că mi-ai făcut atâtea cununi. Să știi că mai ai 3 zile și vii la mine. Și vă sta împreună. Așa este. Așa răbdare, nu până la prășit. Până la sfârșit mânca varaiul. Să rămâna mult. Mânca varaiul. Iată ce vreau să vă spun. Să nu s-o costim vădată că am fost început bun. Tot să dorim să punem început bun. Pentru că noi nu cunoaștem cum trebuie să fie un om care pune început bun. Cum trebuie să poată. Doamne, dă-ne ajutor să pun început bun, să-mi îndrept viața.
Asta este.